Justin Bieber nu și-a putut stăpâni emoțiile în ultimul interviu. Artistul a dat în ziua lansării albumului său, pe 14 februarie, un interviu pentru Apple Music, în care a vorbit și despre mai nou câștigătoarea 4 premii Grammy, Billie Eilish. Este crazy, este un superstar, e de părere Bieber. Acesta o apreciază foarte mult pe Billie și a vorbit cu ochii în lacrimi despre faptul că trebuie să apreciem momentele în care suntem unii lângă alții, pentru că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla, făcând referire la Kobe Bryant. Justin a spus că simte nevoia să o protejeze pe Billie pentru că își amintește că a fost în locul ei cândva. Să fii atât de tânăr și toată lumea în jur să spună că te iubește, dar să-ți întoarcă spatele atunci când ai nevoie de cineva, e foarte greu, a adăugat Justin Bieber.